Azi a fost ultima zi de emoții pentru cei care au dat bacalaureatul de toamnă. Rezultatele finale în urma contestațiilor au fost afișate, însă din cei 114 candidați care au cerut recorectarea lucrărilor, doar 26 au primit o notă modificată. Iar dacă în cazul a 16 dintre ei aceasta a fost mai mare, ceilalți 10 au fost mai puțin norocoși, iar nota le-a fost scăzută. Am avut 3 candidați a căror notă a crescut de la 4 la 5, astfel au fost declarați admiși, a precizat inspectorul școlar Maria Pop, președintele Comisiei Județene de Bacalaureat, potrivit căreia nu a existat o diferență între note mai mari de 1,5 puncte. La sesiunea din toamnă examenului maturității, din cei 1050 de candidați înscriși, 920 la zi, 66 la seral, 3 la fără frecvență și 61 la frecvență redusă, doar 852 au și fost prezenți la susținerea probelor, 198 preferând probabil să aștepte până anul viitor. Dintre aceștia, doar un singur candidat a fost eliminat după ce i-a sunat telefonul mobil în timpul examenului. În urma corectării lucrărilor, doar 202, adică 23,71% din cei prezenți, au și reușit să obțină o medie de peste 6 la BAC, numai puțin de 649 dintre ei fiind însă declarați respinși, ceea ce reprezintă un procent de 76,17%. În sesiunea din vara examenului de bacalaureat, promovabilitatea în sălaj a fost de 42,51% înainte de contestații și de 42,92% după contestații.